Intră unul în magazin. Săruna, dați-mi și mie, vă rog, un litru de pâine. Poate un kilogram, domnule. Nu, mie să-mi dați un litru. Domnule, dumneata, ai ceva la creier? Pâinea se măsoară în kilograme pentru că e solidă, iar cu litru se măsoară lichidele. Chiar vrei să mă enervezi? Dacă nu cer corect, nu te servesc. A doua zi la fel, a treia zi la fel, a patra zi. Săruna, dați-mi și Din mie, ce? vă rog, un kilogram de pâine. A, ai văzut că se poate? Ai sticlă? <sus> <sus> Concentrează-te puțin, sper că nu ești nervos, pentru că azi afli ce alimente e bine să mănânci dacă vrei să ai creierul sănătos. Eu sunt Laura și te ești pe canalul Pacientul 2.0, locul din online în care toate informațiile sunt validate medical și explicate pe limba ta. Vi s-a spus vreodată în copilărie că pâinea prostește? Mie da, de mai multe ori. Așa, cu insistență și pe diverse tonuri. Unul mai aparte și cu note foarte ridicate era ăla când mă trimitea la brutărie și ajungeam cu pâine acasă fără amândouă colțurile. Și un pic scobit în ea și mâncat din miez. Bine, nu m-am lăsat copleșită de această așa zisă atenționare, am mâncat în continuare. Și în ziua de azi, dacă în creierul meu lucrurile uneori se cam complică, nu este exclus să fie de la prea multă pâinică. Ia să vedem dacă se acum media. Este un organ care consumă multă energie. Aproape 20% din numărul de calorii pe care organismul le primește zilnic din alimentație le folosește el, iar alimentele consumate pot avea un real impact asupra structurii și sănătății lui. Ca să rămână întreg dacă mă înțelegi, cât mai mult timp, să știi că vine o zi când o ia pe câmpii. Creierul are nevoie în primul rând de acis graș omega 3 care să ajute la construirea și repararea celulelor cerebrale și de antioxidanți care să reducă stresul celular și inflamația, amândouă fiind uite așa, legate de îmbătrânirea creierului și de tulburările neurovegetative cum este boala Alzheimer. O dietă în care sunt prezente alimente potrivite poate susține funcția cerebrală atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Studiile au constatat că cele mai bune alimente pentru creier sunt aceleași care protejează inima și vasele de sânge și că cea mai bună strategie este să avem un model alimentar care să includă multe fructe, legume, leguminoase, cereale integrale, proteine din surse vegetale și din pește și grăsimi nesaturate. Ia hai să vedem care sunt și fiecare ce poate. Văd cu regret că recapitularea regulamentului devine absolut necesară. Legume verzi cu frunze. Varza, spanacul și brocoli sunt bogate în nutrienți importanți pentru creier, cum sunt vitamina K, luteina, acidul folic și beta-carotenul. Și ca să le consumi dacă vrei un motiv, pot să-ți spun că încetinesc declinul cognitiv. Fructe cu coajă lemnoasă și semințe. Nucile, alunele de pădure, migdalele și semințele de floarea soarelui sunt surse vegetale de grăsimi, proteine sănătoase, antioxidanți și vitamina E, care protejează celulele de stresul oxidativ cauzat de radicalii liberi. Mai multe nuci și semințe mâncate, un creier care funcționează binișor. Gelatule, ce ai văzut cu aurul boierului? Și la vârste înaintate. A, și n-am zis de semințele de dovleac, nu? Conțin mult zinc, care este esențial pentru memorie și abilitățile de gândire. Conțin magneziu, care înlătură stresul, vitamine din grupul B și triptofan, un precursor al serotoninei, substanța chimică declanșatoare de bună dispoziție. Pește gras curge untura pe nas. Peștele gras este de departe cea mai bună sursă de acizi graș omega 3 care ajută la construirea membranelor fiecarei celule din organism, inclusiv a celulelor cerebrale, a neuronilor și pot stimula funcția cerebrală. Speciile de pești grași cu niveluri ridicate de omega 3 sunt somonul, macroul, tonul, heringul și pârlitele alea de sardine. Ce fal delfin caras un dezrac rac multiraci dar nu avem că nu ne-a venit cereale integrale sunt o altă sursă bună de vitamina E orezul brun orzul grâul bulgur și fulgi de ovăz Calul calule, mănânci o văzmie, pâinea din cereale integrale și pastele făinoase integrale te ajută să știi și la concentrare. Cerealele integrale au un indice glicemic scăzut, asta însemnând că eliberează lent energie, așa încât creierul este pe parcursul întregii zile în priză. Pst, ce faci? Vrei să pleci? Ești grăbit? Stai pe loc, că mai sunt lucruri de lămurit. E păcat să ratezi ce urmează. Eu zic, nu. Pst, ce faci? Vrei să pleci? Ești grăbit? Stai pe loc, că mai sunt lucruri de lămurit. E păcat să ratezi ce urmează să zic. Ce să mănânci ca să nu-ți rămână creierul mic? Fructe de pădure. Pădure, dragă pădure, de ne coacăze și mure, de ne afine, căpșuni, să ne ajungem la… în fine. Fructele de pădure colcăie de antioxidanți, acid cafeic și antocianină, catehină și cuercitină. Efectele pozitive asupra creierului includ îmbunătățirea comunicării neuronale, ajutor pentru celulele creierului în vederea formării de noi conexiuni, stimularea învățării și a memoriei, întârzierea bolilor degenerative legate de vârstă și a declinului cognitiv. Adică o să o luăm oricum și noi la pădure, dar ceva mai tardiv. Avocado! sursă de grăsimi nesaturate, sănătoase, avocado reduce și el declinul cognitiv. Consumă că, uite, ai un motiv. Eu la cât avocado mănânc într-un an, cred că în creier adun memorie ram. Doamne, de ce ne pedepsești pe noi bărbați? Doamne, de ce dai umor și inteligență femeilor? Wow! Deloc nu o să-ți placă ce urmează să zic. Cu trecerea anilor, creierul devine mai mic. Pe baltă în capul gol? se numește atrofie cerebrală, dar o pot preveni vitaminele B, 6, 12 și 9, care se găsesc, ce să vezi, chiar în ouă, cafea. Hopa dirida, hopa dirida, să îți spun despre cafea ceva, nu numai că te ține treaz și concentrat, dar crește activitatea cerebrală și capacitatea creierului de a procesa mai multe informații. Să nu uităm nici antioxidanții, că uite, iar avem motiv să batem șaua pe declinul cognitiv, ciocolata neagră. Creierul este un organ foarte sensibil la stresul oxidativ, că de-aia tot insistăm noi cu antioxidanții. În cacao există antioxidanți grămadă și cacao din belșug în ciocolata neagră. Așa că poți să mănânci și apoi să te dai mare, că stai bine pe memorie și pe învățare. Aș putea îndrăzni să am curajul de a cuteza, să vă invit la un mic local. Roșii. Există deja dovezi că licopenul din roșii ar putea ajuta la protejarea împotriva tipului de deteriorare celulară implicată în dezvoltarea demenței și în special a bolii Alzheimer. Uite ce zic experții, că roșiile în stare naturală, sub formă de salată, sunt foarte bune, bineînțeles, dar pentru o mai bună absorpție și o mai bună utilizare de către organism a ceea ce au roșiile de oferit, este mai bine să le mâncăm gătite, cu lei de măsline stropită și trase nițel la tigaie sau lăsate la cuptor. Mi s-a făcut deja o poftă de mor. Sunt Laura și ești pe canalul Pacientul 2.0. Dacă ți-a plăcut ce ai auzit și mai vrei să mă vezi, te rog cât pot eu de frumos să te abonezi și să dai și like. Altfel o să cred că îmi bag gura degeaba și o să mă duc unde am înțărca mutul, iapa. Îmi iau geanta și plec fără niciun regret. Într-o țară în care nu e nici internet. Te abonezi și dai și click, da? Textul de azi a fost verificat și validat medical de domnul doctor Ovidiu Tudor, medic neurolog, căruia îi mulțumim. Lăsăm mai multe detalii în descriere. Mâncăm? Mac! <laughs>